A muri pentru ceilalți înseamnă a trăi veșnic. Era ziua 10 de război, o zi care a început în așteptarea inamicului. Spre seară, în jurul orei 9, un pod din Herson explodează. Pe el era un tânăr militar ucrainean pe nume Vitali. Avea 25 de ani, dar viziunea lui asupra vieții era diferită față de a multora de vârsta lui. S-a oferit voluntar să mineze podul ca să întârzie atacul inamicilor, dar n-a mai apucat să fugă. S-a sacrificat pentru poporul lui, fără să stea prea mult pe gânduri. Gestul lui curajos a emoționat un oraș întreg. Oamenii din Herson au îngenunchiat pentru eroul lor în centrul orașului. Statul major al forțelor armate ucrainene vede în gestul lui Vitali un act de curaj. Sacrificiul lui a încetinit înaintarea inamicului și a dat timp ucrainenilor să-și organizeze apărarea. Розуміли, він навчався в третій школі. Зустрічалися з ним. Бойовий хлопчик, пацан. Ну, нехай з Богом спочиває, раз така його судьба. Спи спокійно, Віталіку. Мав своє бачення життя, свої погляди на світ, філософські погляди. Завжди був об'єктивний. Загострене почуття справедливості – це було те, що завжди його відрізняло серед усіх однокласників. Vitali avea doar 25 de ani și toată viața înainte, dar a ales să se sacrifice pentru libertate și viețile celor care au supraviețuit datorită lui.